Te-am chemat la lucrare decât să te sfințești, să te apropii de mine, să mă lauzi și inima ta să se bucure în mine, Domnul. Nu te-am chemat să fii rob, zice Domnul. Nu te-am chemat să fii legată de lucrurile pe care nu trebuie să fii legată. Te-am chemat să fii slobod în mine, zice Domnul. Să mă lauzi, zice Domnul. Aceasta vreau de la tine. Lăudându-mă pe mine, iată, inima ta capătă pace. Aleluia. Sufletul tău rămâne liniștit în vreme din necaz și de strâmtorare. Deci iată necaz și strâmtorare se lasă pe pământ. Și iată, lacrimi și gemete se vede pe pământ, zice Domnul, în vremea care stă înainte. Și multă tulburare chiar și în poporul meu, zice Domnul. Se ramau pe fel că n-am eu de fel. Te-am chemat, să spun, laudă-mă! Că cel ce mă laudă și cel ce stă înaintea mea caută și găsește, bate și se deschide. Pentru că eu te-am privit înainte de a mă privi tu pe mine. Te-am chemat înainte de a mă înțelege tu, zice Domnul. Iată, în seara aceasta, prin Duhul meu sunt prezent în mijlocul tău. Ți-am vorbit, te-am cercetat. Iată, te mângui, zice Domnul, te ridic. Iată, într-o zi să te întâlnești cu mine, Domnul. Să mă vezi așa cum sunt, zice Domnul. Să te bucuri de durările mele. Era o lumică nadă, simene, iată. Dar simt că sunt în mijlocul tău. Voi trece prin unele corturi și voi lăsa izbăvire. Chiar unii care nu se mai așteaptă la izbăvire. Alții care se întreabă, cum va veni? La mine este cu putință izbăvirea. De aceea, iată, nu sunt cel ce sunt. Sunt cel ce mă zbun, zice Domnul.